Bobotează, sărbătoarea cea mai importantă dintre cele 12 tradiții populare românești, a adunat astăzi sute de clujeni creștini în fața sfintelor altare ale Catedralei Ortodoxe. Slujba a fost oficiată de preasfințitul episcop vicar Vasile Someșanu, care a binecuvântat și a stropit capetele acestora. Tu ești fiul meu cel iubit, în care bine am voie. După slujbă sunt pregătite pentru credincioși butoaiele cu aghiazmă mare, apa sfințită ce se păstrează lângă icoană tot anul și nu se alterează. A lua apă sfințită de bobotează reprezintă o tradiție pentru credincioșii ortodoxi și are diferite semnificații. Cunoscută și sub denumirile de arătarea Domnului, dumnezeiască arătare sau Epifania, ziua de 6 ianuarie este momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos devine cunoscut lumii.